Ministerul Sănătății organizează pe 17 noiembrie 2024 concurs național de intrare în rezidențiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie. Pe data de 22 octombrie 2024 s-a închis perioada de înscriere la concurs. Ministerul Sănătății organizează pe 17 noiembrie 2024 concursul de admitere în rezidențiat pe post și pe loc în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie, conform metodologiei aprobate prin ordin comun al Ministrului Sănătății și al Ministrului Educației. Înscrierile s-au desfășurat în perioada 9-22 octombrie 2024 prin direcțiile de sănătate publică, precum și prin ministerele cu rețea sanitară proprie. La Direcția de Sănătate Publică a județului Neamț s-au înscris 49 de candidați, din care 16 la medicină, 17 la medicină dentară și 16 la farmacie. Concursul se va desfășura în principalele centre medicale universitare ale țării, respectiv în București, Iași, Craiova, Târgu Mureș, Cluj-Napoca și Timișoara. Un candidat a avut posibilitatea de a depune un singur dosar de concurs.